pe Transalpina au căzut primii fulgi de nea în luna septembrie. La peste 1900 de metri altitudine, stratul de zăpadă măsoară 5 cm, iar vizibilitatea este scăzută din cauza ceții. Circulație îngreunată pe DN67C Transalpina, între Rânca și Obrăștia Lotrului. Temperatura scăzută a transformat precipitațiile în Lapoviță și Ninsoare, care s-a depus pe partea carosabilă, transmit reprezentanții de RDP Craiova. Conducătorii auto care vor să traverseze Transalpina peste masivul Parâng sunt sfătuiți să renunțe sau să fie pregătiți pentru un drum în condiții de iarnă. Temperaturile sunt scăzute și se vor forma sectoare de polei, zăpadă înghețată și gheață.